Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Florin Barbu anunță că este în pregătire o lege pentru plafonarea adaosului comercial pentru toate produsele alimentare românești, sub motivația că retailerii ar pune adaosuri mai mari la cele românești față de cele de import. Deci ca să saboteze producătorii și procesatorii români, se poate înțelege din această afirmație a ministrului. La telefon este analistul economic Bogdan Glăvan. Bună dimineața! Bună dimineața! Mai întâi de toate, explicați-mi un lucru și explicați-ne, vă rog, acest lucru. E o fi legal? Adică eu știu că în Uniunea Europeană nu poți da legi discriminatorii pentru produsele dintr-o anumită țară. Asta trebuie să vedem. În orice caz, o asemenea gogomanie nu mai există la nivel european. Deci pentru orice idee de acest gen, urmează să vedem dacă va respecta legislația comunitară. Ați calificat-o din prima drept gogomanie. De ce? Păi haideți să vedem întâi situația de fapt și apoi discutăm politica. Situația de fapt este că la nivel mondial prețurile alimentelor sunt acum la nivelul celor din, la care a fost în 2021. Deci acum, în martie 2024, indicele mondial al prețului alimentelor este la nivelul la care era în 2021. Prețurile au revenit da, la nivelul de acum 3 ani, după un puseu, după o creștere care a fost determinată de episodul pandemic. Exact. Deci au scăzut. Doar la zahăr este mai mare, dar în rest, în special la cereale, ulei, lactate, este mai mic. E, în acest timp, în România, prețurile sunt mai mari cu 40%, conform INS. Deci este limpede că se întâmplă ceva în România, nu ceva pe plan mondial. Asta e situația. Acum, ce se întâmplă în România diferit de alte țări, de exemplu diferit de Elveția? Se întâmplă în România că avem un deficit bugetar uriaș, că statul cheltuie bani fără acoperire, da? Deci pompează bani în economie, că numărul de lei crește și lei ăștia își pierd valoarea și, în consecință, noi asta vedem când mergem la magazin, că lei nu au valoare. Deci nu se întâmplă ceva ciudat cu laptele, cu untul, cu margarina, cu uleiul, cu astea. Nu se întâmplă, că dacă s-ar întâmpla ceva ciudat la noi cu margarina și cu brânza, s-ar întâmpla și în Elveția, și în Franța, și în China, și în Africa de Sud. Dar nu se întâmplă. Deci se întâmplă ceea ce economiștii au descoperit de câteva sute de ani și nu știau romanii sau conquistadorii spanioli, și anume că atunci când pompezi bani în economie, cresc prețurile. Asta se întâmplă în România. Da, și am trăit masiv acest rău în anii 90. Da? Ne aducem aminte că prețurile creșteau uluitor, foarte rapid, și practic am avut acum cea mai mare inflație din anii 90 încoace. Să presupunem că ar fi adoptat o lege de acest fel, care ar fixa prețurile la anumite produse, cele românești. În principiu, după ce reușesc să cadă de acord asupra unei definiții clare, care ar fi efectul în piață? Adică un reprezentant al comercianților declara că retailerii ar putea nici să nu mai ia la vânzare aceste produse. Păi, evident. Dar haideți să luăm un exemplu ca să înțelegem un pic mai bine. Există cu siguranță și produse românești care sunt fabricate pe scară foarte mare. Dar putem presupune că multe produse românești sunt fabricate pe o scară mai mică decât produsele din import. Adică furnizorii din import sunt mari furnizori, mari fermieri, mari companii multinaționale, dar care ce fac? Își permit să vândă cu un adaos comercial mai mic și își permit să negocieze cu distribuitorii de aici, astfel încât să fie un adaos comercial mai mic, pentru că ele produc mai ieftin, produc pe scară largă. În schimb, dacă ai o mică fabrică aici și produci și brânză nu știu de care, de Sibiu, să zicem, da? Nu contează dacă există sau nu există așa ceva. Produci o brânză locală. Fabrica ta e mai micuță decât fabrica aia multinațională. Și în consecință, tu nu ai cum să operezi aceeași marjă de profit. Eu am avut o microberărie la un moment dat. Și toți colegii mei care aveau și ei microberării, da, făceam bere din asta artizanală, aveau marjă de profit mai mare decât corporația care pune bere craft pe rafturile supermarketurilor. Evident, pentru că noi produceam 1000 de sticle sau 2000 de sticle pe lună, în vreme ce corporația produce 100.000 de sticle de bere pe lună. Da? Deci asta înseamnă să nu înțelegi realitatea afacerilor.
și realitatea economică. Nu poți să tratezi producătorul român pe același picior cu producătorul străin, care în cele mai multe cazuri este mai mare. Și în consecință, dacă tu vei obliga comerciantul sau producătorul să câștige mai puțin de pe urma producătorului român, rezultatul va fi că acesta va fi dezavantajat, va ieși de pe raft sau, nu știu, vor găsi, vor intra pe piața neagră, adică se vor întâmpla o sumedenie de alte efecte nocive. Oare de unde vine tentația asta permanentă de a încerca să îndoi legile economice la anumiți politicieni? Adică domnul ministru al agriculturii spune că, la remarca moderatorului care îl intervievează, că au crescut totuși prețurile, nu? În ciuda măsurilor administrative pe care le-ați luat, domnul Barbu spune, da, așa este, de aceea trebuie să venim cu o stabilizare a prețurilor. Am încheiat citatul. Bun, dânsul însuși este analfabet funcțional. Dânsul nu face diferența dintre stabilizarea prețurilor și înghețarea adaosului comercial. Că înghețarea adaosului comercial nu produce stabilizarea prețurilor, ci doar produce stabilizarea adaosului comercial. Că despre asta este vorba. Deci cu același adaos comercial fix, prețul poate să crească în continuare dacă, de exemplu, cresc costurile sau taxele sau altceva. Dânsul confundă, dar motivul fundamental pentru care politicienii iau asemenea măsuri sau vin cu asemenea idei este ignoranța la nivelul publicului. Pentru că poate un ministru, poate că este analfabet funcțional, poate că mai mulți miniștri n-au pregătire de specialitate sau au trecut prin școală ca de scap în apă. Dar, în multe cazuri avem de-a face cu o ticăloșie. Ei știu foarte bine ce se întâmplă, sunt avertizați de către colegilor sau de către oamenii de afaceri sau de către specialiști, sunt avertizați, au consilieri care să-i învețe și totuși, cu bună știință, propun măsuri toxice de Venezuela sau de o țară bananieră, mizând pe ignoranța publicului. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptare analistul economic Bogdan Glevan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.